Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope. Astăzi nu avem un invitat, suntem numai noi obișnuiții, să zic așa, sau stâlpii acestei emisiuni, Răzvan Ioan și cu mine, pentru că Răzvan Ioan a avut o idee și anume să discutăm despre rolul rolul educației în mitologie, nu, invers, rolul mitologiei în educație, idee care a fost îmbrățișată cu entuziasm de către Ioana Prândurel și atunci m-am raliat și eu, evident, tot cu entuziasm, dar eu sunt a treia roată la căruță de data asta, pentru că, într-adevăr, e o idee foarte bună și vă spun drept cumva se adaugă unor preocupări pe care le am legate de educație. Ne tot gândim și Ioana Prândurel și Răzvan Ioan și eu la un program pentru copii, pentru adolescenți. Da? Și evident că ne puneam această problemă legată de rolul mitologiei în educație. Eu aș lărgi puțin, aș vorbi și despre religie și mitologie, pentru că e foarte important, cred eu, să cunoască tinerii încă de foarte devreme principalele narațiuni din Biblie, la fel ca și principalele narațiuni ale mitologiei antice. Evident, vorbim în primul rând despre mitologia greco-romană, dar evident, în timp, și asta e o problemă pe care vreau să o abordăm, studiul altor mitologii, mitologie nordică, evident, mitologie sumeriană, mesopotamiană, da, pentru că e o parte esențială, credem noi, a educației. Dar îl rog pe Răzvan să ne spună la ce s-a gândit anume când a propus această temă și care sunt întrebările, problemele cu care ar dori să pornim la drum. Am propus tema asta în primul rând pentru că știu că îți place atât de mult mitologia, de alt, când ai spus că ești a treia roată la căruță. De fapt, asta e falsă modestie. Cred că la adâncul sufletului ai fost primul care s-a bucurat că vom vorbi despre mitologie. Mai ales că... Remarcat cu toții, eu sunt foarte modest, asta e evident, oricine care mă cunoaște, sunt un mare modest. Da. Dar cel mai modest om. Da. Lume, totdeauna place să spun asta despre mine. Bun, mitologia greco-romană, bineînțeles, mitologie pe care o cunoști atât de bine, pe care o și folosești la cursuri. Bun, când vorbim despre mitologie, ne gândim la autori cum ar fi Homer, bineînțeles, Iliada, Odiseea, Virgiliu, cu Eneida, în primul rând, și ne mai gândim, bineînțeles, la Ovidiu. Aș spune că sunt primii trei autori, Ovidiu cu Metamorfozele, sunt primii trei autori la care ne gândim. Evident că mai există și alții. Evident că ne putem gândi la un Hesiod, spre exemplu. Dar Apolodor din Rodos, sunt o mulțime, dar da. Ai perfectă dreptate, asta este triada exemplară, sunt și niște autori fabuloși, da? Sunt niște capodopere extraordinare ale literaturii. Și nu întâmplător vorbim despre această triadă fabuloasă, pentru că se află la bazele civilizației moderne europene, așa cum o știm. Ideea asta să introducem mitologia în educație nu este nici de cum o idee nouă. Bineînțeles, în antichitate, din tot ce știm, mitologia juca un rol fundamental în educație. Așa cum recuperarea culturii clasice în Renaștere a dus la o reînviere a acestei tradiții. Și vedem asta nu numai în literatură sau în educație, vedem în artă, în tablouri, în opere de teatru și așa mai departe. Numai că, bineînțeles, asta ridică anumite întrebări. Cum să folosim mitologia în educație? N-avem de-a face cu niște basme pe care cel mult ar trebui să le citim acasă, așa în timpul liber, nu știu, bunicii să citească nepoților și cam atât, sunt niște povești frumoase. Bineînțeles că asta e important și te rog să ne povestești cum a fost în cazul tău. În cazul meu a fost fundamental.
înainte să știu să citesc, țin minte că părinții, dar mai ales bunica mea, bunica îmi citea, bun, opere cum ar fi Scrisoarea a treia. Bineînțeles, parte despre Mircea și Baiazid, nu critica socială, asta pentru un copil era de neînțeles. Dar, bineînțeles, poveștile, legendele Olimpului. Era o carte adaptată pentru copii. Deci, bineînțeles că ar trebui să avem elementul ăsta, dar în educația de la școală, în educația formală, ne ajută mitologia la ceva și teza mea este că da, bineînțeles, ne ajută. Bine, cea mea este aceeași. Problema aici că suntem absolut de acord și unul și altul. Ce cred că e interesant să vedem, nu atât dacă, ci cum. Și poate de ce. Da? De ce este formatoare și cum să predai. Pentru că nu toate miturile pot fi înțelese la o vârstă fragedă. De anumite problema asta și-o puneau și grecii. Cum anume povestești unor copii, unor adolescenți anumite mituri? Pentru că unele sunt destul de, mă rog, greu de ochiate, puțin pornografice, poate, da? Asta e și critica lui Platon în Republica, da? Și evident că încă din Antichitate apărea problema asta, da? Cum faci să povestești copiilor, adolescenților despre aceste mituri? Și cred că, într-adevăr, cred că e un efort constant, pentru că eu întâlnesc mulți cursanți ai noștri, ne spun, de altfel știi și tu, care ne spun, am citit în copilărie legendele Olimpului, adoram legendele Olimpului și de atunci, gata, am terminat cu mitologia și mă bucur extraordinar să renod cu această pasiune din copilărie și adolescență. Foarte frumos, nu am nimic de comentat, dimpotrivă, îmi pare foarte bine că e așa, dar legendele Olimpului sunt un prim strat. Mai e o carte care pentru mine a fost poarta de intrare și anume o carte, cred că e mai veche, de prin anii 30, dacă nu mă înșel. Eu aveam o ediție din anii 60, poate, sau începutul anilor 70, Iliada, Odiseea și Eneida, povestite de un autor despre care nu știu mare lucru, George Andreescu. Nu știu mare lucru despre acest George Andreescu, însă cartea asta pentru mine a fost extraordinară, că îmi citea mama. Mama mea m-a introdus în lumea lui Homer și a lui Virgiliu, de-al minteri cu accent special pe figura lui Ulise. Da? Pentru că Ulise îmi plăcea la nebunie, că înțeleg că și ție îți plăcea foarte mult Ulise. Cred că oricărui copil îi place. Cred că oricărui viitor intelectual îi place Ulise. Nu sunt sigur că place tuturor, poate că altora le place Ahile sau Ajax, da? Pentru că sunt niște figuri extraordinare. Ajax este o figură de o noblețe exemplară, sau Hector. Hector întotdeauna m-a emoționat foarte mult. Și mai trebuie să spun că atunci când am învățat să citesc, am citit și Eneida, tot în varianta lui George Andreescu, și de atunci a început să-mi placă foarte mult figura lui Eneas, da? Și identificarea cu Eneas da, a devenit foarte importantă, pentru că Eneas duce în spinare o moștenire, da? Și în mintea mea figura lui Eneas este exemplară, da? Este absolut un erou, totul aparte. Tot ai vorbit de Eneida. Prima mea întâlnire cu o operă din cele de care vorbim, o operă integrală, o operă autentică, a avut loc la, nu știu, la o vârstă foarte fragedă. Nu cred că eram încă adolescent. Încă citeam legendele Olimpului, citeam diferite alte cărți care vorbeau despre mitologie și ce s-a gândit atât. Știa că sunt mare amator, a zis să-mi cumpere, bun, citisem despre mitologia greacă, hai să trec la mitologia romană. Și mi-a cumpărat o ediție din Eneida, o traducere. A lui Lovinescu, bănuiesc. Numai că, bineînțeles, nu eram chiar la vârsta potrivită pentru așa ceva. A fost foarte greu la început. Să înțeleg, tocmai pentru că
așa cum spuneai și tu foarte bine, nu poți să abordezi anumite teme la o vârstă nepotrivită. La o vârstă cred că tare. Eneida poate fi abordată foarte devreme, pentru că Eneida este foarte, e o operă morală, eminamente. Eu când spuneam că anumite mituri sunt greu de digerat, mă gândeam, de exemplu, la miturile cosmogonice din Hesiod. Da, acolo e destul de greu, da, de digerat toate poveștile astea destul de sângeroase și poate chiar monstruoase, nu? Cu Cronos, cu Zeus, da? e destul de greu de digerat. Eneida mi se pare tocmai ușor de digerat pentru că e o poveste morală. Virgiliu e mult mai aproape de noi, de fapt, ca sensibilitate, decât Homer. Nu chiar așa, sigur. Uite, avem o primă diferență. Uite, ia să vedem. Ia să aprofundăm divergența. Da. Care este moralitatea lui Virgil? Este o moralitate romană care pune mare accent pe pietate, spre exemplu. Și pietatea care, bun, odată nu seamănă cu pietatea noastră, nu este același lucru. În plus, pentru un copil e destul de greu de înțeles ce e pietate și de ce e important. Iarăși, tradiția, importanța tradiției. Cred că pentru un copil este greu de înțeles de unul singur, este greu de înțeles la început de ce tradiție e atât de importantă. Ai nevoie de o anumită maturitate. Atunci am avut eu o particularitate în acest sens, că mi-a plăcut grozav de la primul contact. Da, pe de altă parte e adevărat, Ulise cu șolticăriile lui e foarte atractiv, da? Este o figură de șmecher, da? E un șmecher de scurcăreț, e deștept, e mintos, îi îmbrobodește pe toți, face tot felul de lucruri nemaipomenite. Nu știi când spune adevărul, când spune gogoși, când trombonește, când nu. Și atunci asigur că e o figură foarte fascinantă pentru un copil, pentru un adolescent. Eu cred că... Bun, legendele Olimpului, evident că sunt la îndemână, dar n-aș spune că e singura povestire modernă. Da? Sunt și altele, sunt foarte multe cărți de tipul ăsta, și în franceză, și în engleză. E o carte a lui Robert Graves, da? Autorul faimoaselor romane despre împăratul Claudius, care și el a scris o carte de tipul ăsta. Acum, trebuie spus ceva, că genul ăsta de cărți, sunt și în germană cărți de același gen. Da, toate limbile. E firesc. Problema cu cărțile astea, e un mare avantaj, evident, că prezintă marile teme ale mitologiei pe înțelesul unui public tânăr, dar ce scapă în asemenea cărți este marea diversitate a variantelor miturilor. Și eu cred că mitologia trebuie predată în, cum să spun, în valuri succesive, să spun așa, sau tranșe succesive, pentru că ai un prim nivel, cartea lui George Andreescu, de pildă, da? Genul ăsta de repovestire. După aia ai un alt nivel al, mă rog, tot așa, cum îl cheamă, legende Olimpului. Mitul? Așa. Și ăsta e un prim nivel, să spunem. Dar după aia trebuie aprofundat, trebuie citite, poate într-o primă fază, traduceri scurtate. Da, nu știu, în română nu știu să existe, dar în franceză, de pildă, există Iliada și Odiseea, puțin scurtate, adică e textul lui Homer, dar comprimat. Asta e o primă, mă rog, abordare, poate. Deja e un prag superior. După aia trebuie văzute toate variantele. Da? Că și după aia filmele. Filmele și serialele. Da, stai puțin, într-adevăr sunt filme minunate. Trebuie să vorbim și despre asta. Mitologie, da? De altfel sunt și filme foarte reușite, în special desene animate, cu episoade din Vechiul Testament. Mă gândesc la Prince of Egypt și la Iosif, da? Povestea lui Iosif. Sunt niște desene animate absolut minunate, sunt foarte reușite.
Și astea, sigur că sunt un instrument pedagogic nemaipomenit. Dar eu cred ceva, că mitologia e importantă la toate vârstele. Da? Este o mare tâmpenie să considerăm că mitologia e pentru copii sau pentru adolescenți sau preadolescenți. Mitologia ne acompaniază pe tot parcursul vieții și este un domeniu fascinant de studiu, de aprofundare, de un instrument de autocunoaștere. Și ce mă gândesc ar trebui făcut este să facem cursuri de mitologie pentru categorii diferite de vârstă. Pentru adulți, dar și pentru copii. Pentru că, așa cum spuneai foarte bine la început, un prim rol îl joacă într-adevăr părinții sau bunicii. Evident că da. Numai că și părinții trebuie să aibă material, adică să știe ce să povestească la rândul lor. Nici părinții nu se pot limita la legendele Olimpului sau la George Andreescu, pentru că se plictisesc săracii părinți. Da? Și atunci trebuie să le dai și lor, cum să spun, muniție pentru dialogul cu progenitura lor, dar și pentru ei înșiși, pentru a hrăni propria lor reflexie asupra mitologiei. Aici, da? Poate insistăm un pic asupra unui personaj pe care l-ai menționat în trecere, și anume Hector, spre care spuneai că ți-a plăcut foarte mult. Hector e, cum vorbeam înainte de emisiune, cel mai simpatic din Iliada, de fapt. Pentru sunt că doi foarte simpatici în Iliada. Hector și taicăsul, Priam. Priam este, cum să spun, e bătrânul bun, cum se cade. Jucat foarte bine de Peter O'Toole într-un film care mie nu-mi place, nu mi se pare grozav. Tare. Film Troy, în care a jucat. E groaznic. E groaznic, dar Priam, Peter O'Toole ca Priam, mi se pare magistral. Tot restul filmului este o mare tâmpenie. Trebuie să-ți povestești ceva, mă rog, ție, celor care ne ascultă. Nu mai știu exact în ce an a ieșit Troy, 2003-2004, ceva de genul ăsta. Și când am văzut afișe prin metro, am zis, extraordinar, minunat, asta o să mă ajute la cursurile mele de la ECLA, de la Bard College Berlin, că predam atunci la Berlin. Și m-am dus foarte încântat, cred că am fost printre primii care s-au dus să vadă filmul ăsta. Țin minte că ai făcut coadă la cinema? Te-ai pus acolo acum? Eram printre primii spectatori și în primele 5-10 minute am fost complet dezumflat, pentru că e foarte slab. În schimb, există o odisee absolut magistrală a lui Konchalovsky. Konchalovsky e cel care a făcut Siberiada. Și dacă ne gândim bine, e foarte interesant că același regizor a făcut Siberiada, această capodoperă a cinematografiei sovietice, și mai târziu, în Statele Unite, Odiseea. Este o odisee foarte reușită, realmente reușită, e chiar foarte bine realizată și e un instrument pedagogic admirabil, zic eu, pentru că după aia poți discuta. De-al minte, e mai cred un lucru, că mitologia, ca și poveștile din Biblie, episoadele din Biblie, trebuie să și fie fundament pentru discuții și eventual discursuri. Pentru că e vorba de o învățare activă. Bun, dar hai să revenim un pic la Hector, pentru că am divagat. Te rog, scuze că am divagat. De ce e Hector atât de interesant și de ce e mai greu pentru un copil să înțeleagă Hector și Priam? De ce sunt fascinați? Pentru că ei luptă pentru familiile lor, pentru cetatea lor. Ei nu invadează, nu sunt precum Agamemnon, care a luat o flotă imensă, o flotă descrisă cu lux de amănunt în Iliada, nu sunt precum Ahile, care luptă pentru glorie, pentru glorie și nemurire, nu sunt precum Ulise, care vrea să păcălească, să-și păcălească adversarul ca să se întoarcă mai repede acasă. Ei luptă, își apără sărăcia și nevoile și neam. Asta e. Deși Hector e adevărat că nu iese foarte bine din lupta cu Ahile, pentru că el vrea să o evite. El vrea să fugă și este păcălit de Atena. Este păcălit de Atena. Greșeala lui Hector e că n-a fugit la timp. Atenție, că trebuia să fugă mai devreme.
Bun, dar el a crezut că o să reziste, că o să-i facă față lui Ahile. Mare greșeală, trebuia să fugă de la început. Și cum este, uite, Troy, filmul cu Brad Pitt, care e adevărat, nu-ți place pentru că e făcut. Dar e foarte interesant din alt punct de vedere și anume, poți să analizezi în paralel filmul cu Iliada. Și în felul ăsta să înțelegi mai bine ce se întâmplă în Iliada prin contrast. Să vezi unde distorsionează, care este, de exemplu, relația dintre Ahile și Patrocle, care e prezentată invers în film decât în Iliada. Să vezi cum este Menelau, să vezi cum e Paris, nu? Care sunt diferiți. Ceea ce nu se poate face cu un alt film, tot despre Grecia Antică, și anume 300. Acolo nu cred că ai ce să scoți din filmul ăla, pentru că este evident pură fantezie, n-are nicio legătură. Da, ai de scos câteva citate. De exemplu, e o formulă care figurează în Plutarh, în biografia lui Agesilaos. E scena aia faimoasă din 300, când se întâlnesc trupele aliate cu trupa regelui Leonidas. Și aliații întreabă, cum, sunteți așa puțini? Și atunci Leonidas îi întreabă pe soldații aliați, what is your profession? Da? Ce e profesia ta pe fiecare? Și unul spune că e, nu știu, tâmplar, altul este ce-o mai fi fost, da? Tot felul de meserii. Și după aia se întoarce către ai lui și întreabă, Spartans, what is your profession? Și woo, woo. Bun, aia este, de fapt, o preluare din biografia lui Agesilaos, a lui Plutarh. Pe de altă parte, e foarte comic în Leonidas, că este tânăr, musculos, așa. De fapt, Leonidas era mai degrabă în vârstă pentru epoca respectivă, da? Avea peste 50 de ani și a murit printre primii, nu printre ultimii. Cu toate episoadele astea amuzante, hai totuși să vorbim despre de ce este mitologia importantă. Pentru că e clar că mitologia vorbește despre lucruri fundamentale pentru oameni. Învelișul, bineînțeles, poate să fie unul de basm, poate să fie unul fantastic, dar miturile și problema definirii a ce înseamnă un mit este notorie, bineînțeles, dar miturile vorbesc despre cine suntem. Scot la iveală lucruri fundamentale din psihicul nostru. Lucruri pe care poate, de care poate ne ferim și ne este frică să le recunoaștem. Și aici mă gândesc la celebra interpretare pe care o dă Freud mitului lui Oedip. Și narcis, pentru că se uită faptul că termenul narcisism este folosit de Freud într-un studiu din 1914, da? Pentru a introduce narcisismul. E un termen folosit în fel și chip, da? Toată lumea vorbește despre narcisism, oamenii se acuză unii pe alții de narcisism, ceea ce evident că e foarte comic. Da? În general, narcisiștii îi acuză pe ceilalți de narcisism. Da? A, e îndrăgostit de el însuși. Dar evident că dacă reflectezi puțin asupra naturii umane, ajungi la vorba lui La Rochefoucauld, da? Că amorul propriu e ceea ce ne caracterizează pe toți. Prin educație învățăm să depășim, într-o anumită măsură, amorul propriu, adică narcisismul, în limbajul freudian. Dar vedem că Freud de două ori a recurs la noțiuni din mitologia greacă, de fapt chiar de trei ori, că mai apare și Thanatos. Eros și Thanatos. Da, patru, da. Altfel nu avem un numitor comun. Dacă nu cunoaștem foarte bine moștenirea mitologică a Europei. Nu avem un teren comun pe care să construim. Evident că mitologia nu este singurul fundament comun, ai vorbit, bineînțeles, despre religie, mai sunt și altele, dar miturile prezintă obiect de discuție într-o manieră relativ neutră. E foarte greu să vorbești, spre exemplu, despre religie fără ură sau părtinire. Bineînțeles, foarte ușor se formează tabere într-o direcție sau în alta și foarte greu să te înțelegi pentru că e un subiect sensibil. Miturile au acest avantaj. Că nu o să se bată nimeni ca să stabilească cine e zeul adevărat. Jupiter, Thor, Odin, Zeus. Evident.
Deci putem să le studiem fără să avem această implicare emoțională și putem să vedem cum ne oglindim în aceste mituri. Pentru că sunt mituri fondatoare, bineînțeles, sunt mituri civilizatoare, dar sunt mituri care vorbesc despre psihologie, care vorbesc despre cum... Asta este un aspect foarte important, da? Autocunoașterea și miturile care scot la iveală lucruri pe care nu le conștientizăm. Da? Este abordarea psihologică. Foarte importantă. Da? Mă gândesc la Freud, dar mai puțin Freud. Doar Jung a contribuit enorm tipul ăsta de dură și e o școală. Mi-e teamă, Alexander, că se întrerupe. Campbell. Da, sper că ne aude lumea în continuare, sper să nu apară întreruperi în... Se aude sacadat, din păcate. Ce în emisiune se întâmplă. Da. Nu știu ce e de făcut. Bun, eu continui să vorbesc și sper că și vine... internetul, bun, să vedem ce e de făcut. Însă, e Campbell, da? Joseph Campbell este tot așa un autor care explorează dimensiunea asta psihologică a mitologiei. Dar nu este singurul profit. Mai este, aș spune, unul de cunoaștere, așa cum spuneai și tu, a fundamentelor culturii occidentale. Nu, nu? Moment. Sunteți în emisiune și ceva nu se aude bine, ceva se întrerupe. Hai să vedem. Continui? Acum te aud bine, dar nu știu dacă ne auzim doar noi între noi. Da, poate că ne auzim doar noi între noi, nu mai aude nimeni altcineva. Sper că să nu dureze această problemă. Și, cum spuneai și tu, și vreau să subliniez, e vorba și de codul pentru unei părți enorme a opere literare și așa mai departe. Da, deci, e vorba de un cod cultural, pe care avem cunoașterea psihologică, deci, dimensiunea psihologică, așa cum bine spuneai, a miturilor, pe de altă parte, codul pentru înțelegerea civilizației noastre. La care aș mai adăuga încă ceva, de fapt ceva ce și tu ai evocat, anume faptul că oferă teme extraordinare de discuție. De-al minte, asta era o manieră pe care și grecii o foloseau în educație, și anume discursuri, exerciții retorice pornind de mituri. Da? Este vorba de o învățare activă prin discursuri, da? Prin rejucarea unor scene mitologice faimoase. Da? Și apoi ai argumentații pro și contra între, nu știu, legate de o anumită problemă. Dacă Ulise a făcut bine să mintă nu știu ce situație, dacă Ahile a făcut bine să își răzbune prietenul în felul în care a făcut-o și așa mai departe. Sunt foarte curios să aflu ce părere ai, dar mie mi se pare că cel mai bun exemplu de așa ceva se găsește chiar la Platon. Pentru că Platon compune, reinterpretează, discută mituri fundamentale pentru greci, pentru atenieni. Și, bun, poate nu în dialogurile de bătrânețe, acolo ceva mai puțin. Dar în rest vedem mituri celebre, mitul Atlantidei, e case in point. Și asta nu se întâmplă doar la greci. Pentru că mă gândesc și în perioada modernă, în Europa, cum învățau școlarii latină, poate chiar greacă, dar în primul rând latină, prin piese de teatru pe care le jucau. Piese de teatru antice. Și acolo, bineînțeles, aveau de-a face cu mituri, cu mitologie. Și
nu numai că învățau limba, dar erau afundați în cultura civilizației clasice. Și cred că aici putem să enumărăm gânditori importanți din perioada modernă, din perioada modernă timpurie. Astăzi, în schimb, nu mai facem așa ceva. Nu știu dacă există sisteme de școlarizare, sisteme de învățământ unde se învață mitologie sau se învață limbi clasice în felul ăsta. Aș fi foarte curios să... Tind să cred că, uite, asta ar trebui chiar să vedem în ce măsură e adevărat, că în Grecia, probabil, interesul pentru mitologie în educația formală e probabil ceva mai mare. Dar uite, o să mă interesez. Dar bănuiesc că e cumva un interes mai mare pentru că e un interes identitar, da? Destul de important. Trebuie să fie pentru mai mulți, că nu doar identitatea Greciei. Evident. Identitatea Europei. Sau, uite, avem piese de teatru, avem epopeele, Iliada, Odiseea, Eneida, care sunt mai mari, dar în metamorfoze, la Ovidiu, avem episoade relativ scurte. Mare. Trebuie să spun și din metamorfozele lui Ovidiu, trebuie văzut ce anume e potrivit pentru ce vârstă. Pentru că unele povești sunt horror. Da, sunt efectiv povești de groază. Dar mă gândesc la povești de groază. De ce să nu le... Da, mă rog, sunt povești de groază care implică viol, chestii nasoale. Da, da, e o poveste de asta. Sunt mai multe povești, de exemplu, una care îmi vine în minte, cum cu Filomena, da, cu limba tăiată, cu regele Trac care o violează. În fine, e de groază povestea Filomelei. Și Procnea, nu? E o poveste efectiv de horror. Și atunci, sigur, e speriat copii. Sunt unele povești din metamorfoze care pot fi spuse mai devreme. De altfel, metamorfozele sunt de o bogăție extraordinară. Da? Sunt, nu știu, sunt, e de ordinul sutelor, da? Episoadele din metamorfoze, nici nu mai știu câte. N-aș fi numărul exact. E un număr enorm de povești. Sigur, unele sunt spuse mai pe larg, altele sunt evocate destul de rapid, dar este, avem de-a face cu un număr enorm, da? De mituri. De altfel, metamorfozele lui Ovidiu sunt un fel de suma mitologică, da? E prezentarea tuturor miturilor grecești și romane, da? Într-o singură operă literară. Da? Este un proiect enorm, gigantic. Da? De-aia metamorfozele lui Ovidiu au avut un impact cultural colosal. Probabil una dintre cărțile care a avut cel mai mare impact asupra artei. Da? La și fel prenorocul nostru nu s-a pierdut. Da. Pentru că multe s-au pierdut. Știm că avem doar titlurile, avem o idee despre ce a fost acolo. Poate, dar s-au pierdut textele, pe când metamorfozele nu. Da, noroc. Mare noroc, într-adevăr. Și cred că Ovidiu trebuie și el predat încetul cu încetul. Da? Și mai e altceva, trebuie aprofundat, pentru că unele povești din Ovidiu sunt de o mare profunzime, da? Și trebuie înțelese în timp. Altele sunt mai ușor de înțeles. Medea e un episod pe care putem să-l întoarcem pe toate fețele. Da, da, e destul de horror și el. Da, numai că e mult mai... Povestea are mult mai mult decât doar elementul horror. Da, de acord. Putem vorbi în primul rând, învățătura să nu te căsătorești cu străini, da? Da. Bun, dacă ești în casa ta. Asta spune ceva despre o anumită rezervă cu care grecii priveau apropierea de da, grecii romani, popoarele barbare. Barbari, da. Pe de altă parte, în unele mituri grecești vedem tocmai un anumit interes pentru lumea barbară, da? Și un anumit respect chiar pentru celălalt. Da? Sigur că ambele aspecte sunt interesante. Uite, și asta e o direcție asupra căreia putem medita. Faptul că aceste mituri vorbesc și despre relațiile cu alte
civilizații. Și foarte important este ca în cursul predării mitologiei, mă rog, religiei și mitologiei, zic eu, să faci comparații cu mituri din alte zone. De exemplu, Gilgamesh, da, și Ulise. Evident că seamănă foarte mult, da? E vorba de o coborâre în infern și într-un caz și în celălalt. Apoi avem povestea potopului în mitologia sumeriană. O regăsim în Vechiul Testament, o regăsim de asemenea în mitologia greacă. Un alt exemplu. Sau Iona și balena, da? Iona și monstru marin, evident că ne duce cu gândul la Ulise. Da? Cred că și această dimensiune comparatistă este extrem de importantă, da? Cu înglobând Biblia, mitologia greacă, mitologia din Orientul apropiat, eventual și mitologia nordică, deși sigur că e o etapă ulterioară, aș zice eu. Un departament important în studiul Vechiului Testament se ocupă de legătura dintre geneză și mituri sumeriene ale creației. Mitul babilonian cu Tiamat și Marduk. Foarte interesant este că în varianta babiloniană există foarte multă violență. Tocmai ce spuneai, este a horror story. E groaznic, se omoară, se luptă, Tiamat este tăiat. Pe când în varianta din geneză nu avem asta. Pentru că, bineînțeles, Dumnezeu atotputernic care creează doar prin puterea cuvântului. Și nu mai e nevoie de aceeași violență. De aceeași violență pe care o vedem în alte mitologii. De altfel, în general, în Biblie, nu avem, când e vorba de lucruri divine, nu avem aceeași violență, cum avem în diverse mitologii. Când este vorba de oameni în Vechiul Testament, acolo, bineînțeles, că avem violență din plin. Avem masacre, avem ceea ce astăzi am clasat drept genocid, fără îndoială. Avem așa ceva. Sau purificare etnică. Purificare etnică, da, bineînțeles. Dar nu în departamentul divin, pentru că, bineînțeles, acolo avem o entitate care controlează totul și cu care nu există conflict. Asta e... Știi că diseară o să țin un curs despre Milton, John Milton, care scrie un poem epic, așa cum sunt Eneida, Iliada, Odiseea, numai că poemul epic este despre paradisul pierdut. Tema este una creștină, veterotestamentară. E vorba de păcat original și de felul în care Adam și Eva cad în ispită. Și acolo, bineînțeles, trebuie să vorbească despre Lucifer, despre Satan, dar și despre Dumnezeu. Inevitabil. Și atunci, cum poți să construiești un poem epic în care e foarte greu să introduci libertate? Pentru că Dumnezeu știe tot, bineînțeles, cunoaște tot. De fapt, lupta contra lui Dumnezeu este o aparență, este o iluzie. Lucifer în revolta asta nu poate niciodată să câștige. Și de asta construirea unui poem epic pentru Milton cred că prezintă provocări pe care nu le găsim în civilizația greco-romană. Tocmai pentru că avem această divinitate atotputernică. Și bineînțeles că Milton se folosește de asta pentru a-și exprima opiniile. Scuze. Acum, că tot Milton, eu cred că e mare păcat că nu prea se citește John Milton, da? Paradise Lost nu e foarte citit, din păcate, și este o imensă capodoperă. Mărturisesc că și eu am avut o vreme impresia că e o plicticoșenie, da? Dar nu e deloc o plicticoșenie, de fapt e extrem de creativ Milton în imaginarea situațiilor pe care le relatează, da? Lucruri care nu sunt în Biblie, evident. Este un poem plin de formule strălucite, de aforisme, de observații fine din punct de vedere psihologic. Adică e o carte care, păcat că nu este mai mult citită, făcea parte odinioară din marile cărți pe care le citea toată lumea. Acum, probabil, mai mult în spațiu anglofon e citit Milton. Păcat,
pentru că eu mărturisesc că l-am citit târziu, foarte târziu, și pentru că trebuia, nu că am vrut eu în mod special. Deci ai fost obligat? Nu, obligat e mult spus, dar o colegă a făcut un curs despre Milton la Bard College și atunci m-am pus și eu cu burta pe carte și l-am descoperit târziu, după 30 de ani. Da? E genul ăsta de descoperire, da? Sunt mari clasici pe care nu-i citim pentru că avem impresia că sunt plicticoși. Însă problematica lui Milton este pasionantă. Este o problemă care traversează toată istoria iudaismului și a creștinismului, legată de povestea lui Adam și Evei. Da, este, cred că, cea mai elaborată viziune asupra păcatului originar. Sigur că, din punct de vedere teologic, cea mai închegată teorie este a lui Augustin, da, evident, Augustin, care a și scris o carte despre Geneză, pe care n-a terminat-o niciodată. Și la Milton avem această poezie, mă rog, acest poem fabulos, care e plin de reflexii teologice, să nu uităm motivația religioasă profundă a lui Milton. Dar și motivație politică. Just. Bineînțeles, pentru că Milton este un poet izolat care nu trăiește în societate. Din contră, este foarte ancorat în realitatea secolului 17 din Marea Britanie. Și trebuie să vorbim despre... A avut o funcție publică. Era om cu funcție. Da. La un moment dat, până când, evident, că l-au dat afară monarhiștii. Da. Și ce ne spune despre republică, ce ne spune despre etosul republican, este... Da, trebuie spus de ce. Pentru că povestea păcatului originar este interpretată de Milton în sensul egalității, da? Din episodul lui Adam și al Evei, el trage concluzia egalității dintre oameni, da? Și într-adevăr este fundamentul republicanismului lui John Milton, el fiind un puritan. De altfel, povestea lui e destul de comică, da? Pentru că a fost foarte marcat de puritanism și s-a căsătorit foarte târziu. A fost virgin până la, nu știu, 30 ceva de ani. Da. După aceea, când s-a căsătorit, a fost un dezastru. S-a căsătorit de 3 ori după aia. De 3 ori, iar prima lui nevastă l-a părăsit foarte repede. Da? Nu, a, bun, a, eu nu, nu. Mai complicat. Întâi l-a părăsit, după aia a revenit și după aia a murit. A murit, da. Bine, a fost tragic, bineînțeles, pentru că a orbit. I-a murit, da, Milton, i-a murit soția și a murit și fiul. Da. Într-o perioadă foarte scurtă de timp. Deci, bun, aici avem un exemplu extraordinar, da, de poem, da, bazat pe... episodul biblic din Geneză, dar mai e un alt exemplu formidabil. Un lucru vreau să despre Milton, și anume că, așa cum se întâmplă în multe opere literare sau în multe filme, personajele cele mai interesante sunt cele negative. Lucifer, bineînțeles. Lucifer și corul de demoni. Bineînțeles, Milton se folosește de ei. Bun, dar are o formulă a satanei extraordinară în Milton, că e mai bine să domnești în infern decât să fii servitor în rai, nu? It's better to rule in hell than to serve in heaven. Da? Asta e o formulă pe care cred că mulți politicieni ar putea o adopta. Da? E motto-ul multora. Da. La ce alt exemplu te mai gândeai? Mă gândeam la un roman fantastic, da? Bă, e impresionant prin amploare, Iosif și frații săi, al lui Thomas Mann. Și uite, să știi că am face bine să producem un curs despre acest roman, pentru că e un roman foarte dificil. Lumea nu prea se lansează în asemenea lectură, pentru că e ceva... colosal, da? Sunt fără îndoială cartea cea mai amplă a lui Thomas Mann. Poate că într-un fel e, nu știu,
dacă e cea mai importantă, asta e discutabil. Sigur că cu toții ne gândim la Muntele Vrăjit. Dar Iosif și frații săi cred că conține foarte mult din filozofia de viață a lui Thomas Mann. Și Dr. Faustus, dacă tot vorbim de mituri și mituri, despre... Da. Da, pentru că, asta e foarte important, trebuie, cred, introduse și miturile ulterioare. Mă gândesc la ciclurile legendare ale evului mediu. Asta ar fi probabil pentru o etapă ulterioară în educație. Și anume, legendele legate de regele Arthur, legate de Roland și Charlemagne. Eu cred că sunt foarte importante și e foarte important să fie studiate sistematic, așa cum cred că e important să fie studiată sistematic și Biblia în copilărie, în adolescență, pentru că sunt achiziții pentru tot restul vieții. Sunt lucruri pe care nu le uiți. Cred că tabelul lui Mendeleev îl uităm cu toții. Nu zic că să nu facem chimie. Evident că e important să facem știință în gimnaziu și liceu. Dar cât îți rămâne din chimia învățată în clasa 8-a sau în clasa 9-a? Aproape zero. Pe când aceste mituri îți rămân toată viața și le poți aprofunda toată viața. Și mai vreau să spun ceva. Educația științifică, sigur, ne educă mintea și ne pregătește, e foarte important, ne pregătește să avem o abordare rațională a vieții. Esențial, sunt absolut de acord. Dar nu ne face cetățeni sau oameni mai buni. În schimb, umanioarele, cunoașterea religiei, a mitologiei, a filozofiei, a istoriei, astea ne fac oameni mai buni și ne fac cetățeni mai buni. Iar eu cred că e o adevărată urgență în România, în materie de spirit civic și de etică, da? De educație etică. Ori cred cu tărie că domeniile umaniste asta aduc, asta contribuie să formeze. Aici, iarăși, cred că avem o mică diferență. Pentru că educația științifică, e adevărat, poate că nu ține minte tot ce am învățat la fizică sau la chimie sau la biologie. E păcat, dar nu ține minte tot. În schimb, altceva e important. Și anume, felul în care îți modelează mintea. Să fie rațional, să fie... De acord, asta spuneam și eu. Și asta te face un cetățean mai bun. Te face un om mai bun. Să poți să gândești mai clar. Să nu te lași dus de nas. Sau să poți... Da, Răzvan, în principiu, dacă te uiți în jur și vezi ce vezi în România, nu prea cred că e așa. Da? Și sunt oameni care efectiv au probabil o competență științifică, dar care se comportă înfiorător. Ar putem găsi asta și în umanioare. Mie mi se pare o constantă. Nu cred că... Devine aparat un om mai bun dacă te mergi mai mult într-o direcție sau în alta. Eu cred că primul parte mai cred ceva. Mai cred că și învățământul științific se face prost la noi. De fapt, eu cred că totul se face prost. Și nu e vorba de profesori, să ne înțelegem. Profesorii poate să fie foarte buni, foarte bine intenționați, deștepți, generoși. Tot ce vrei. Și slavă Domnului, am întâlnit asemenea oameni. Ții minte că am fost amândoi impresionați de profesorii pe care i-am cunoscut la liceul Sava când am fost acolo. Da, ne-au plăcut foarte mult profesorii cu care am stat de vorbă și care au cumva au condus discuția noastră cu elevii de acolo. Însă, per total, analiza mea este că nimic nu se face cum ar trebui. Pentru că se face pe baze tot radical greșite. Și accentul exclusiv pus pe învățare pasivă, nu pe învățare activă. Acum să ne înțelegem, eu nu consider că memoria pasivă nu trebuie antrenată. Ba da, trebuie antrenată, dar trebuie antrenată în același timp și memoria activă. Când vorbesc despre memoria activă, mă refer, de pildă, la exercițiile retorice. Altfel înveți o materie dacă pregătești discursuri sau
lucruri de genul ăsta. Învățare activă, de asemenea, este învățarea unor principii economice printr-un joc. Da? E o manieră foarte bună de a învăța economie de foarte devreme. Eu cred că cu toții am fi avut nevoie să învățăm contabilitate din adolescență. Eu regret tare mult că nu știu deloc contabilitate, n-am nicio noțiune. Ori cred că e foarte important să ai noțiuni de contabilitate pentru oricine și pentru un filozof. De altfel, noi doi trăim din cursurile noastre, iar în spatele cursurilor noastre sunt niște oameni care fac contabilitate. Măcar ar trebui să fim în stare să citim o hârtie. Nu zic să o facem noi, dar măcar să înțelegem despre ce e vorba. Însă revenind la ce spuneam, de exemplu, dacă la ora de istorie, dar în cadrul istoriei, învățământului istoriei, trebuie să reproduci un discurs al unui personaj istoric sau să faci imaginar discursul unui personaj istoric într-o situație dată. Ăsta e un exercițiu care te mobilizează întru totul și înveți activ. Da? Înveți despre perioada respectivă, despre personalitățile istorice din epocă, altfel decât doar încercând să memorizezi. Eu nu spun, repet, că memorizarea n-ar fi bună. E foarte bună. E o mare tâmpenie ce auzim de la unii că trebuie să terminăm cu memorizarea. Nu trebuie să terminăm cu memorizarea, dar trebuie să înțelegem legătura profundă între memorie activă și memorie pasivă. Mă gândeam în timp ce vorbeai la un tip de educație care se cristalizează în perioada antică târzie și mai ales am întâlnit-o în civilizația arabă, în civilizația arabă medievală, despre care știm că e lăudabilă și că a produs lucruri mai interesante decât ce se întâmpla în vestul Europei, spre exemplu, în perioada aia. Și există următoarea teorie, ar trebui să existe trei trepte ale educației. Mai întâi educație prin retorică și prin poezie. Când îi vorbesc despre poezie, evident se gândesc la literatură, la literatură în general. După care, educație prin dialectică. Prin dezbateri, prin competiție, tocmai ca să devii activ. Și la sfârșit, educația prin demonstrație. Atunci când, bineînțeles, gândești lucid, când lași învelișul mitologic, poetic, chiar dialectic la o parte și te ocupi doar de demonstrații. Dar nu poți să ajungi la nivelul ăla decât dacă treci prin celelalte etape. Decât dacă te ocupi de poezie, dacă te ocupi de mitologie și mai ales dacă te ocupi, acum am putea spune noi, și de alte arte. Pentru că mitologia este prezentă în pictură, în sculptură, în arhitectură, nu poți să le înțelegi în mod izolat. Dacă tu mergi în excursii de lucru în Grecia, în Italia, bun, nu acum neapărat, dar în mod normal mergi acolo. Și când te duci într-un muzeu, poți să explici operele de artă fără să știi foarte bine mitologie? Absolut imposibil. Sau bun, mitologie și religie, evident, și Vechiul Testament. Da, Vechiul Testament, Noul Testament, dar mai sunt de asemenea foarte importante viețile sfinților. Da, o carte precum Viețile Sfinților de Jacques de Voragine, da? Iacobo di Voragine, da? E un autor din secolul XIV, sigur că e o carte cu elemente fantastice pe alocuri, da? Însă este extrem de important, da? Pentru artele vizuale. Da? Și e foarte interesant să înțelegi motivul pentru care unii sfinți sunt reprezentați într-un fel, alți sfinți sunt reprezentați în alt fel, adică fiecare este reprezentat cu un anumit atribut al lui. Da? Și la asta ne uităm, de pildă, da? Când mergem în mari muzee, în special în Italia și în Franța, da? Acolo sigur că ai nevoie de așa ceva. Da? Când mergi la Muzeul Vaticanului sau când mergi la, nu știu, Brera, Pinacoteca Brera la Milano, trebuie să ai ghidul ăsta în mână, să-ți dai seama de ce, nu știu, zic și eu, Ieronim e reprezentat cu un leu.
Da? Care-i povestea? Ce-i cu leul ăla lui Ieronim? Da? Sau mai e leul Sfintei Maria Egipteanca? Da? Leul care îl ajută pe Zosima să o înmormânteze pe Maria Egipteanca. Da? Sunt elemente de genul ăsta care te ajută să înțelegi ce vezi. Atunci treci pe lângă tablou, citești etichetele și cu asta ai terminat. Am văzut chiar acum câteva zile un articol despre un muzeu care a lăsat pinguini să meargă prin muzeu. Un experiment foarte simpatic. Dar ce mi s-a părut interesant e că cei care au observat pinguinii prin muzeu au zis că în medie petrec cam tot atâta timp cât petrec oamenii în fața tablourilor. Extraordinar. Eu chiar cred că pinguinii sunt mai deștepți decât noi. Da. Da, pentru că într-un muzeu ai foarte multă oferă de art și te pierzi, îți pierzi răbdarea. Nu poți să faci un muzeu mare într-o singură zi. Știu că turiștii încercăm cu toții, dar pierzi. Eu sunt un stahanovist. Da, dar la un moment dat nici nu mai înțelegi ce vezi. Dacă vrei să faci metodic treaba, nu poți să vezi tot Louvre într-o zi. E omenește imposibil. Trebuie să alegi. Dar aici vreau să spun... Mă rog, eu am șmecheria mea pentru Louvre. Mă duc în ziua în care e deschis până foarte târziu seara. Și când stai peste 12 ore, cam așa, nu, 12 ore cred că e deschis, până la 10 seara, da? Atunci asigur că poți vedea lucrurile altfel. Asta e rețeta pe care o recomand. La Louvre trebuie mers când e deschis până noaptea și stai toată ziua. Încet, încet, o iei la pas, revezi anumite lucruri, nu te bagi unde sunt turiștii. La Mona Lisa? Bine, la Mona Lisa nici n-are rost să mergi. Ce e incredibil la Louvre este că, nu știu dacă ai în minte spațiul respectiv, la Mona Lisa e coadă, da? E coadă în bulzeală groaznic, dar pe culoarul care duce către Mona Lisa sunt alte capodopere fabuloase, unde nu stă atât de multă lume. Mă gândesc de pildă la Ioan Botezătorul de Leonardo, da? Care este absolut genial. Este una dintre picturile lui cele mai grozave. Și acolo nu stă lumea îngrămădită ca la Mona Lisa. Dacă tot ai vorbit despre sfinți, hai să atingem problema moralității. Moralității miturilor. Bun, în cazul religiei treaba e un pic mai clară. Dar în cazul mitologiei, pot fi folosite miturile și pentru educație etică, pentru educație morală. Chiar dacă sunt povești groaznice, chiar dacă, bun, uneori, bineînțeles, este vorba de violuri, Zeus, care evident nu poate să stea locului niciodată, dar de ce sunt interesante? Tocmai pentru că nu-ți dau soluții gata digerate, gata amestecate. Trebuie să hotărăști tu ce scoți din acel mit, ce scoți din acea poveste. Nu sunt soluții facile. Cum de altfel este și bine să fie, nu există soluții facile în alegerile pe care le facem de zi cu zi. De multe ori, calea corectă este ascunsă și este foarte îngustă. E foarte îngustă și este anevoioasă, cum află Heracle. E un episod celebru când ajunge Heracle la orăscruce și trebuie să aleagă, să meargă, bea pe drumul virtuții, care este anevoios, este greu, e complicat și știm că viața lui Heracle a fost una în care a suferit mult și există calea viciului, a plăcerii. Bun, asta e un mit moralizator, e cât de cât clar ce trebuie ansamblu miturilor legate de Heracle au o dimensiune etică. Da? Heracle este eminamente eroul moral, să spunem. Da? Are momentul lui de nebunie la un moment dat, dar este exemplar. Da? Este omul virtuos, cel care cunoaște o apoteoză. Și după aia atenienii îl umflă cu pompa pe Tezeu, da, ca să-l ridice la nivelul lui Heracle. De aminte, e un loc la Delphi foarte interesant pentru acest efort atenian de a-l erija pe Tezeu în erou, mă rog, nu doar național, adică nu doar pentru Atena, ci în erou pentru toată lumea greacă, și anume
spune așa numitul tezaur atenian de la Delphi. E vorba de fapt de un fel de ambasadă, da? Pentru că Delphi era un fel de ONU al lumii grecești și fiecare cetate avea ambasada ei, da? Cum acum sunt ambasade la ONU. Să nu uităm, lumea greacă înseamnă peste 1000 de cetăți. Da? Și orice cetate mai cumoț încerca să fie reprezentată la Delphi. Da? Și o întreagă competiție propagandistică între Atena și Sparta, de pildă. Da? Și cum își fac în sâc. Da? E foarte evident că spartanii construiesc un monument ca să le dea cu tifla atenienilor. Dar pe de altă parte, atenienii aveau un monument foarte important la Delphi încă din secolul 6 înainte de Hristos. Așa numitul tezaur atenian. Adică cum ar veni ambasada ateniană și acolo pe metopele, uite, metopele, faimoasele metope de la Delphi sunt reprezentați Heracle și Tezeu. Și vedem în felul ăsta ambiția ateniană de a-l ridica pe Tezeu la nivelul lui Heracle. Eu cred că și partea asta e foarte interesantă. Nu trebuie abordată mitologia doar la nivel de legendele Olimpului. Trebuie învățată, înțeleasă enorma diversitate a miturilor grecești, faptul că unele legende sunt locale, da? Sunt legende locale sau sunt variante, există variante locale ale unor teme mai largi. Da? Asta e extrem de important să înțelegem. Da? Faptul că Tezeu este un erou eminamente atenian și, evident, acceptat de celelalte cetăți care recunosc preeminența Atenei. Alții sunt importanți din alte zone, din alți eroi sau zeități sunt importanți din Asia Mică, spre exemplu. Da, exact. Din alte culturi. Da, și cu siguranță este sincretism, de altfel e o teză fundamentală pentru Eliade în istoria ideilor religioase. Da, Eliade este foarte bun, remarcabil, adică e o operă fundamentală, pentru structuri universale ale gândirii religioase. Mi se pare că pe mitologie greacă nu este, adică nu este punctul lui forte. Punctul lui forte e identificarea unor structuri universale. Numai că mitologia greacă e atât de bogată, atât de foazonantă, încât, cum să spun, nu poate fi pusă în cutiile lui Eliade. Da? Bun, opera lui Eliade e fabuloasă și, mă rog, mi-e pare tare rău că există un fel de recul al interesului pentru Eliade. Mi se pare cu totul nemeritat. Adică existat un fel de entuziasm după 90 și după aia un fel de recul al interesului pentru Eliade. Sigur că trebuie citit cu ochi critici, cu ochi vigilenți și atenți, dar e o operă colosală. Și cred că e o treabă de modă, până la urmă. Există flux, reflux în toate modele intelectuale. Da, fără îndoială, da. Da, uite, apropo, în același registru de Noica. Tu ai făcut un curs despre Noica. Sigur, am avut cursanți, dar nu a fost entuziasmul care exista pentru noi ca de pildă la începutul anilor 90, când ai fi zis că sunt romane polițiste, da? Se cumpărau cărțile lui în draci, da? Fără a mai vorbi de Eliade sau Cioran. Chiar Cioran, ce părere ai? Care este moda acum cu Cioran? Pentru că impresia mea e că e la fel. A intrat oarecum într-un cont de umbră. Depinde unde. Eu cred că în Franța continuă să fie un autor citit. La noi. Pentru că este unul dintre cei mai mari scriitori de limbă franceză din a doua jumătate a secolului 20. Este un stilist fabulos. Ce e curios e că el nu vorbea foarte bine franțuzește. L-am auzit vorbind franțuzește și îți dădeai seama că e străin după cum vorbea. În schimb, scrisul lui este fantastic. Da? El e un prozator de limbă franceză. Da? Asta este în primul rând. Adică saltul calitativ care l-a făcut prin limba franceză este enorm. Sigur că putem citi cu interes cărțile lui din anii 30,
Da, nu se compară. Sigur că putem citi schimbarea la față a României, mă rog, cu curiozitate, dacă e o, mă rog, e un fenomen, e un fenomen curios, da, ciudat, da, de radicalism ideologic, dar Cioran a făcut un salt calitativ extraordinar prin limbă, da? Și printr-o ruptură care a intervenit la un moment dat în viața lui. Pe de altă parte, în anii în care l-am cunoscut, așa cât de cât, nu pot să spun că l-am cunoscut foarte bine, da? L-am văzut de mai multe ori, am tras cu urechea când vorbea cu tata, mă bucuram de simpatia doamnei Bue și după ce a murit Cioran, însă el în ultimii ani era foarte legat de România, adică conta legătura afectivă cu România. Bun, dar având în vedere tema noastră și anume mitologie, evident că Iliade este mai interesant decât Cioran, strict pentru scopul. Nici nu se compară. Cioran n-are nicio treabă cu tema noastră. Iliade e în plin relevant pentru noi. Însă, repet, pentru mitologia greacă, n-aș spune că Iliade e referința cea mai interesantă. Sunt autori care, de la care putem învăța mult mai multe. Dumézil, de pildă, da, pe temele legate de mitologie romană de data asta, este formidabil. Da? Deci Dumézil este un autor imens. Mi-am adus aminte de o carte, Walter Rotto, Zeii Grecii. O carte, da, care mai sunt, fost, evident. Aici am... Cum bun, e o, doar un volum din... Da, numai uitându-mă în bibliotecă, sigur, îl avem pe Vernon, pe Vidal Nache, dar sunt autori remarcabili în ultimile zeci de ani care au scris despre mitologia greacă și romană. Observ accentul francofon acolo. Da, evident că da, dar nu numai. Dacă mă uit bine în bibliotecă, sunt și non-francezi. Da, e adevărat, recunosc că bibliografia francofonă e pe primul loc. Eliade e foarte bun în mitologie, în gândire estică, în religie estică. Și bineînțeles, nu cred că putem să vorbim despre mitologie, despre mituri sau și despre religii, fără să menționăm faptul că pe lângă moștenirea greco-romană foarte bogată, avem și moștenirea asiatică, mă gândesc mai ales la India. Există, evident, și în celelalte țări, dar în India avem o mitologie fabuloasă, o istorie a religiilor. Hinduismul, nimeni nu știe exact când a apărut, nimeni nu poate să dea un fondator. Budismul, unde evident avem un fondator, dar avem mari creații epice și în India, în hinduism. Mahabharata, Ramayana, cu variante în fiecare țară sau în fiecare regiune, pentru că țin minte atunci când am a fost o pură șansă, întâmplare, să ajung în Laos, unde locuia un bun prieten la momentul respectiv. Nu știam că ai fost și în Laos. Bravo! Da, e o țară comunistă. Da, bineînțeles, nu seamănă comunismul de acolo cu ce știm noi. Și am văzut o adaptare locală a Ramayanei, o piesă de teatru. Era în capitala veche, în Luang Prabang, acum capitala Vientiane. Dar în capitala veche din munți, era, bineînțeles, pentru turiști, pentru gușteri care nu mai văzuseră așa ceva, dar nu era chiar un turist rap, pentru că era foarte interesant să vezi cum este adaptată un astfel de poem epic. Deci nu numai noi ne raportăm la fondul religios și mitologic comun. Asta se întâmplă în toate țările, indiferent de tipul de religie. Acum, bineînțeles, sunt budiști, au un budism apropiat de cel din Sri Lanka. Dar asta nu înseamnă că... Cunosc budismul din Sri Lanka, deci nu pot să-mi dau seama ce înseamnă asta. Da. Însă, revenind la oile noastre... Revenind la oile noastre, cred că studiul mitologiei trebuie să se desfășoare pe mai mulți ani. Da? Și trebuie pornit din fragedă pruncie. Încă înainte ca copiii să știe să citească. Și apoi trebuie tot adăugate tușe, adăugate aspecte ale mitologiei. Apoi, evident, cum spuneam, nu apoi, în același timp, cred că
episoadele importante din Biblie, da, sunt esențiale pentru formarea minții. Slavă Domnului, avem recent apărută la Humanitas o carte îngrijită de Monica Broșteanu și Francisca Băltăceanu cu cele mai frumoase povestiri din Biblie, da? Și sunt bine traduse, da? Sunt textele biblice, mă rog, prezentate cumva mai concis, da? Sunt fragmente, de fapt, cu marile narațiuni veterotestamentare, da? Patriarhii, mă rog, Geneza, evident, patriarhii în Geneză, Exodul, judecătorii, regii și așa mai departe. Da? Deci, e un foarte bun, aș zice, un foarte bun instrument de lucru această carte, tocmai pentru a te apropia de o lectură, evident, dificilă. Da? Nu e ușor să intri în lumea Vechiului Testament, da? Dar nu e nici imposibil, da? Și trebuie o pregătire progresivă și eu cred că trebuie făcută concomitent cu studiul mitologiei greco-romane, apoi din mitologia din Orientul Apropiat, mitologia sumeriană, da? Este fundamentală, toate miturile mezopotamiene, exact, trebuie vorbit de ansamblu geografic și cultural respectiv, și mai târziu, aș zice, adăugate și legende din spațiu celtic, da? Și din spațiu germanic. Dar, mă rog, e o fază, aș zice, ulterioară. Întâmplare. Din întâmplare, după ce am avut contact cu mitologia greco-romană, prin legendele Olimpului, în primul rând, țin minte că am obținut, am făcut rost de o carte cu mari legende ale omenirii. Și erau tocmai aceste creații medievale. Acolo era epopea lui Roland, regele Artur, bineînțeles, Cneazul Igor, deci din spațiul slav. Cred că cartea asta e tot a lui Mitru, ce spui tu. Da? Da, sunt sigur că tot a lui, e în două volume. Și câteva și din spațiul Orientului Apropiat. Așa am auzit prima dată de Gilgamesh. Dar părerea mea că Gilgamesh trebuie citit textul, da? Este extraordinar. La toate trebuie să ajungi. Mă rog, e cea mai veche epopee din lume. Da? Mai multe variante. Gilgamesh este... Cu mai multe variante. Cu mai multe variante, da, evident. Și povestea e fabuloasă, da? Sunt detalii extraordinare, da? Cu Enkidu, care este sedus și educat de o curtezană, așa devine cu adevărat om. Înainte era un sălbatic, da? Trăia împreună cu animalele, în bună prietenie cu animalele și... după nopțile, mă rog, și zilele petrecute în compania curtezanei, el devine altă ființă, da? Și animalele nu-l mai recunosc ca fiind dintre ele, da? Fug de Enkidu, da? După aia e păruiala cu care începe prietenia dintre Enkidu și Gilgamesh, întâi se bat, da? E foarte frumos episodul ăsta, da? Apoi moare Enkidu și Gilgamesh îl caută în lumea de dincolo, da? Sunt episoade extraordinare, da? Și merită citită cel puțin una dintre variantele epopeei lui Gilgamesh. Da. Știi despre ce țară nu am vorbit? Despre Egipt. Și mă gândeam... Mă pricep. Da, și... Bun, avem literatură din Regatul Mijlociu, de exemplu, povestea lui Sinue, dar nu avem, cred, aceleași mituri care să fi făcut carieră, să fi făcut istoria așa. Acum, povestea lui Sinue seamănă cumva cu povestea lui Ulise, să zicem, da? Că tot așa, e o expediție cu peripeții. Bineînțeles, povestea cu Osiris, Set, Isis, Horus, da, bineînțeles. Dar nu s-au... N-au făcut aceeași carieră pe care au făcut-o creațiile. De unde se vede că totuși eu n-am făcut o școală bună e că nu cunosc destul de bine lucrurile astea. Adică mă refer la miturile egiptene.
Adică le știu cumva prin medierea grecească, da? Pentru că un tip cum e Plutarh era foarte interesat de Egipt. De altfel, e unul dintre puținii care vorbesc despre Egipt cu informație first hand. Da? Herodot? Deci, bun, Herodot, da, evident că da, numai că Herodot inventează tot felul de povești, de stă pisicul în coadă, da? E genial. Poftim? E un bun povestitor, adică. E o plăcere. De altfel, uite, pentru că l-ai evocat pe Herodot, aș mai introduce o remarcă. Și anume, legătura între mit și istorie. Sunt, pentru un trecut mai îndepărtat, avem tot felul de relatări care sunt jumate mit, jumate istorie. Sau poate chiar mai mult mit decât istorie. Da? Mă gândesc la episoadele egiptene din istoriile lui Herodot, mă gândesc la Zamolxe în varianta lui Herodot, da? Pentru spațiul nostru, mă gândesc de asemenea la povești ceva mai apropiate în timp, cum ar fi povestea lui Darius sau povestea lui Cirus. Da? Evident că sunt elemente mitologice în biografia lui Cirus, dar pe real e un personaj istoric de care Herodot spune unele povești cu caracter istoric, altele au un caracter mitologic. Același lucru îl vedem în istoria Romei de Titus Livius. Unele elemente sunt mitologice, da? Și aici avem genialele analize ale lui Georges Dumézil, care arată că începutul istoriei Romei a lui Titus Livius e mitologie prezentată ca istorie. Asta mi se pare extraordinar, da? În mite, epope, mici epope, cartea enormă, da, lui Georges Dumézil. Ori și asta cred că e interesant de văzut, da? Cum mitul se transformă în istorie, relația dintre istorie și mit. Asta e esențial pentru a înțelege că mai târziu avem același fenomen, avem fenomenul istoriei transformate în mit. Da? Relația dintre mit și istorie este una care trebuie înțeleasă în dinamica ei, pentru că altminteri iei de bună orice poveste prezentată ca fiind istorică și nu vezi partea de mit din spatele ei. Dar e o relație foarte strânsă, plus relația dintre mit și filozofie. Platon, cum spuneai și tu mai devreme, inventează el însuși mituri sau reformulează niște mituri. Mă gândesc la mitul lui Giges. Da? Mitul lui Giges care este spus într-un fel de Herodot și într-un alt fel de Platon. Da. Și asta nu înseamnă, bineînțeles, că versiunea lui Herodot e corectă, în vreun fel, doar pentru că... E mai veche. Nu, nici vorba. De altfel, nici nu știm când a apărut varianta, nici nu știm dacă Platon inventează sau cât inventează din mitul lui Gyges. Poate că erau alte surse care povesteau mitul lui Gyges așa cum îl știe Platon și Platon a adaptat acest tratat. Hai să povestim puțin despre ce e vorba. Da? Mitul lui Gyges la Herodot este un mit destul de scabros. Pentru că lui Herodot îi plac poveștile pipărate. Da? Îi plac șolticăriile, îi plac... porcoșenile. Da? Este adorabil Herodot, repet, e unul dintre autorii mei favoriți, este un scriitor imens, da? E o minunăție. Și la Herodot, regele este Candaules, care are o nevastă superbă, foarte frumoasă și se laudă mereu cu ce frumoasă e nevasta lui. Iar Gyges e unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui. De fapt, e cel mai apropiat colaborator al lui Candaules. Da? Și Candaules se tot laudă. Vai, ce grozavă e nevastă, mai să vezi ce mișto e, e beton, e nemaipomenită, ce picioare, ce... Mă rog, nu mai spun tot ce zice, că vă imaginați. Și îi spune lui Gyges, hai să ți-o arăt. Da? Vii seara și stai într-un cabinet lângă camera noastră matrimonială, să tragi cu ochiul, să o vezi dezbrăcată, ce mișto e, e nemaipomenită. Gyges nu și nu, nu vreau, cum așa, regina, nu se poate, nu,
Candaules insistă, așa, și până la urmă Giges acceptă, o vede dezbrăcată pe regină și când iese, regina își dă seama că cineva a văzut-o. Și își dă seama că e vorba de Giges și îl cheamă pe Giges la ea și îi spune: ia ascultă, băi Gigel, m-ai văzut goală, ai două variante, ori te omor, da? Ori mori, ori îl omori tu pe Candaules. Ori una, ori alta. Giges, Giges vrând nevrând, acceptă să-l omoare pe Candaules și se căsătorește cu regina. Da? Și devine el însuși rege și creează o dinastie, mă rog, blestemată într-un fel, că e marcată de acest păcat originar, de o uzurpare, de o violență și de o trădare. Însă la Platon, mitul vorbește tot despre putere și despre patologia puterii. De fapt, tema e aceeași și la Herodot și la Platon. Numai că la Platon e ca un motan încălțat. Are un inel magic care îl poate face invizibil. Iar pentru Platon, rostul acestui mit este să servească ca test. Ca test pentru caracterul cuiva. Ideea lui Platon este că puterea revelează caracterul fiecăruia dintre noi. Este o idee de o foarte mare profunzime. Eu știu că așa e. Dă-i omului putere și îți dai seama cu cine ai de-a face. Spune de Abraham Lincoln. Lincoln spune: if you want to know a man's character, give him power. Da? Dacă vrei să cunoști caracterul unui om, dă-i putere. Și într-adevăr, rezultatele pot să fie înfiorătoare. Pe mine mă amuză întotdeauna mitul lui Giges, așa cum îl găsim la Platon în Republica, pentru că Giges, din momentul în care își dă seama că inelul face invizibil, rezolvă foarte rapid problema. Se căsătorește cu regina, prea puterea, prea bogăția, adică nu stă deloc pe gând. Da. Și bineînțeles, în Republica, care este un dialog despre organizare politică, despre virtuți, despre dreptate, în primul rând, întrebarea este, e just, e bine să fii drept chiar dacă nu poți fi prins cu fără de legea? Să spunem că ești invizibil, cum e Giges, și nimeni nu o să te prindă niciodată făcând blestemății. Ar trebui să faci tot ce trece prin cap sau este bine să fii drept, să fii just? Da, ție ce trece prin cap? Tu ce ai face dacă ai fi invizibil? Câteva idei. Da. Ce, încalci carantina? Bine, acum nu mai e carantină, e izolarea. Nu cred că aș face asta, nu. Bineînțeles, teza lui Platon este că dreptatea ține de o rânduire justă a sufletului și că dreptatea este o răsplată pentru ea însăși. Virtutea e răsplată pentru ea însăși. Chiar dacă avem puterea lui Giges, chiar dacă devenim invizibili, trebuie să rămânem virtuoși. Asta e rolul mitului. Acum, bineînțeles, la Herodot mai apare un alt mit care îmi place foarte mult și pe jumătate mit, jumătate legendă, jumătate istorie, despre Solon, care merge la Cresus. Da. Rege fabulos de bogat în Asia Mică, Lidia. Și Cresus, foarte încrezător în propriile puteri, îl duce pe Solon, pe înțeleptul Solon din Atena, îl duce să arate bogățiile sale. Și la sfârșit îl întreabă: ei, și cine crezi că este cel mai fericit om de pe pământ? Evident, așteptându-se ca Solon să cadă pe spate și să spună că tu ești mărite rege. Solon, bineînțeles, este foarte puțin impresionat și în esență îi spune lui Cresus că nu poți niciodată să evaluezi viața unui om până când nu s-a terminat, până n-ajungi la capăt. Întotdeauna se pot întâmpla blestemății. Și, într-adevăr, în cazul lui Cresus, domnia lui Cresus nu se termină bine. Este bătut. Astea sunt mituri care se situează între mit și istorie și sunt povești moralizatoare. Cred că și asta e foarte important să păstrăm. Am deviat, într-adevăr, un pic. Eu cred că miturile care trebuie în primul rând prezentate tinerilor, într-o primă fază, sunt tocmai miturile moralizatoare, acele povești care au un tâlc etic.
Da? Bun, din Vechiul Testament mă gândesc la cartea lui Iov, de pildă, sau cartea lui Ionas, da? Care au o dimensiune moralizatoare. Acum, ce interesant... Nu ușor de găsit în cartea lui Iov. Cartea lui Iov e foarte complicat de înțeles. Măcar formula Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Este... Bun, asta e chiar primul strat. Adică nu poți să citești cartea lui Iov și să rămâi la... Da, dar e o formulă importantă totuși, că nu reneagă niciodată formula asta, Dumnezeu a luat, a dat, Dumnezeu a luat. Însă, legat de Solon, mai e un detaliu în mitul pe care tocmai l-ai povestit, această anecdotă istorică, și anume că primele exemple pe care le dă Solon de viață fericită sunt cel al unui bărbat care moare în luptă pentru țara lui și lasă în urmă un moștenitor demn. Da? Asta e pe primul plan. Da? Existența cea mai fericită este a celui care moare pe câmpul de luptă, adică mori glorios, da? Moartea este moartea frumoasă, lăsând în urmă un moștenitor demn. Asta este viața cea mai de dorit. Și atenian, că Solon e atenian, da. Respectiv e atenian. Al doilea exemplu de viață reușită sunt cei doi frați din Beoția care mor în somn și tine. Da? Mor fără durere, nici suspin, ca răsplată pentru pietatea de care au dat dovadă. Da? Pentru că mama lor o roagă pe Hera, pe zeița Hera, să le dea fiilor ei ce e mai bun. Și ce le dă Hera? Moartea în somn. Da? Sunt două exemple care spun multe, cred eu, despre concepția, vorba aia, despre lume și viață în lumea greacă. Viața e complexă și are multe aspecte. Da, bun, despre viziunea tragică a vieții pentru greci. Cel mai bine este să nu te naști. Dar dacă te naști, să mori cât mai repede. Da, cu toate astea, primul exemplu pe care îl dă Solon este bărbatul care moare pe câmpul de luptă. Da? Asta este moartea frumoasă prin excelență, la belle mort, cum se spune în franceză. Da. Da. Și uite, amândorora ne place Tucidide foarte mult. E fabulos, dar Tucidide nu are astfel de elemente. Nu. Parcă uneori, oricât de realist el, oricât de lucid este în analiză, parcă îți mai lipsește câte un mit, câte o legendă la Herodot atunci când îl citești pe Tucidide. Nu îți lipsește, că știi la ce să te aștepți. Da. Tucidide e un filozof, Tucidide e un gânditor politic, Tucidide e un clasic al gândirii strategice. Găsești discursuri extraordinare la Tucidide, fabuloase. Sunt autentice, bineînțeles. Sunt exerciții de retorică. La manier de, dar sunt foarte plauzibile pentru că vezi caracterul celor care vorbesc din felul în care vorbesc. Da? Discursurile lui Pericle, discursul lui Cleon sunt niște capodopere. Și scritura lui Tucidide este formidabilă. Da? Adică îl parcă auzi pe Pericle sau parcă îl auzi pe Cleon, da? Care e demagog, este agresiv, e vulgar, în timp ce Pericle este elegant, rațional, echilibrat. Bun. Însă depinde ce vrei. Dacă vrei entertainment, citești Herodot. Da? Și este un povestitor, cum spuneai și tu, absolut fabulos. Ideea că e părintele istoriei e justă, evident că da. Numai că e o etichetă de asta de manual care îți ucide un autor. Ai citit în manual, Herodot e părintele istoriei. Ce rost are să-l mai citești? Niciunul. În schimb, adevărul e că Herodot e un fabulos scriitor. Este printre cei mai grozavi. Da. Dar, uite, cred că am neglijat o dimensiune a educației mitologice. Am vorbit, bineînțeles, despre educație morală, despre educație intelectuală, autocunoaștere, dar cred, bun, despre deschiderea spre celălalt, spre străin, dar n-am vorbit deloc despre educația fizică. Atât de importantă pentru greci. Da, ce vrei să spui? Că faci aluzie la burtica mea?
Și a mea, după aceste luni grele, în care... Mi-a scris cineva pe Facebook, mi-a făcut un comentariu, mă rog, ironic, așa că ar trebui să nu prea arătați precum eroii despre care vorbiți dumneavoastră. Dar are dreptate, ce să zic. Cât de importante erau jocurile olimpice în gândirea greacă, în viziunea despre lumea grecilor? Bun, avem un imens... Mitologie. Pleacă tot din... Este o combinare între mitologie și realitate, realitatea competiției. Grecii fiind puternic competitivi, fiind clar competitivi. Da, jocurile, cele mai importante, jocurile olimpice, pitice, nemeice, istmice, au toate o legătură cu un mit. Da? Mm. E vorba de Heracle în cazul jocurilor de la Olimpia. E vorba de Apollo, evident, la Delphi, Poseidon la, mă rog, istm, jocurile istmice, și scuze, am spus o prostie mai devreme, mă gândeam la jocurile nemeice, care evident au legătură cu tot cu Heracle. Da? Deci Zeus, Apollo, Poseidon și Heracle. Iar Heracle apare și în rivalitatea lui cu Apollo la un moment dat. Da? Este un mit legat de o rivalitate dintre cei doi. Marele poet al acestor competiții sportive e Pindar, da? Evident. Da? Pindar e prin excelență poetul competițiilor sportive și în odele lui Pindar vedem dimensiunea religioasă a acestor competiții. De-al minteri, trebuie văzute aceste locuri, da? Pentru că felul în care sunt gândite, da? Unitatea dintre toate aspectele prezente pe aceste situri este remarcabilă. Mă refer la templu, teatru, stadion. Da? Sunt la un loc. În cazul situlului de la Delphi este și dimensiunea diplomatică despre care vorbeam mai devreme. La fel și în celelalte locuri, pentru că astea sunt cele patru jocuri panhelenice, da? Competițiile panhelenice, la Olimpia, Delphi, Istm și Nemea. Da? Ori evident că aceste competiții sportive au o dimensiune diplomatică, de relații între cetăți. Ai spus, ai menționat foarte bine clădirele care erau prezente, stadion, evident, pentru competițiile sportive, templu, pentru că noi astăzi spunem mitologie ca și cum ar fi povești pentru copii. Nu erau pentru, erau religia lor. Și avem și teatru. Teatru este o experiență socială. Prin excelență. Aici cred că... Religioasă și politică. Dar nu se face acasă. Dar nu te uiți la televizor sau la un ecran de laptop, vezi o piesă de teatru și o trăiești. Sau o operă. Pentru noi. Nu, este experiență comunitară. Și... Sigur că cel mai impresionant teatru din Grecia e cel de la Epidauros. Da? Aduce discuția asta în prezent. Când teatrele, sălile de cinema, nu sunt deschise. Cum poți să faci piese de teatru stând acasă? Actorii, oricât de talentați ar fi ei, cum poți să facă de acasă fără public, fără să aibă interacțiunea cu publicul? E imposibil de asta. Așa și noi, cum putem face cursuri online? Ei bun, ne adaptăm, dar știu că nu e același lucru. Uite, am făcut săptămâna trecută, vineri și sâmbătă, un experiment despre care nu știam foarte bine ce să aștept. Și anume am făcut atelierul nostru de retorică, mă rog, unul dintre atelierele de retorică, online. Evident că se pierde ceva, pentru că cursanții au ținut discursuri. Nu e același lucru să vorbești în fața unui laptop cu a vorbi în fața a 10 oameni prezenți fizic într-o sală. Sigur că se pierde ceva, dar am câștigat pe altă parte, da? Adică a ieșit, să zic așa. Sigur că nu e aceeași situație, însă
discursurile au putut fi mai pregătite decât se întâmpla aici. Mai e un element. Și anume, la cursurile pe care le facem, evident, dimensiunea rațională, logosul, primează. Bun, în cursurile despre retorică, evident, ai și ai de-a face și cu emoții. Pe când la teatru sau la operă, cred că ai de-a face în primul rând cu emoții, cu patos, și după aceea cu logos. Și, bineînțeles, este mult mai greu să transmiți emoție printr-un ecran. Deci cred că este un dezavantaj pentru ei față de cursurile noastre, față de tipul ăsta de cursuri. Evident. Cred că noi avem totuși un avantaj. Sigur, da, evident. Acum, revenind la teatrul antic, este o instituție religioasă și politică în același timp. E vorba de toată suflarea cetății care este chemată să primească o lecție despre fundamentele vieții în comun. Da. Asta este esența teatrului grec, da? O lecție despre fundamentele vieții în comun în fața întregii comunități civice. De altfel, n-am menționat, cred, deloc sau aproape deloc, faptul că la teatru erau prezentate mituri, dar în cadrul unor tragedii sau unor comedii. Iarăși, ni s-au păstrat foarte puține. Bineînțeles, avem pe Sofocle, pe Eschil, pe Euripide, pe Aristofan. Cele mai multe de Euripide, da. Dar acolo avem de-a face cu multe mituri. Multe mituri pe care le... Nu că avem de-a face cu multe mituri, sunt doar mituri. Toate tragediile se bazează pe mituri, cu excepția perșilor. Perșilor, asta exact. Eschil. Stai un pic, că și Antigona nu-i chiar... E mitul, da, e ciclu Teban, Oedip, Creon. Nu, toate sunt mituri și e foarte interesant să vezi diferențele. Asta este pasionant, de fapt, să vezi diferențele între diferiții autori tragici. Și cel mai bun exemplu este Electra, pentru că Electra e tratată de toți cei trei autori tragici. Da? Sunt coeforele lui Eschil, Electra lui Sofocle și Electra lui Euripide. Iar modul în care ei prezintă povestea Electrei, da? Și uciderea Clitemnestrei și a lui Egist, felul în care Electra și Oreste își răzbună tatăl, îl răzbună pe Agamemnon. Această poveste e spusă foarte diferit de cei trei. Da? Sunt nuanțe esențiale în viziunea celor trei. Toate sunt extrem de interesante. Mai puțin la comedie. Acolo, evident că și comediile au mituri, evident că și la Aristofan găsim, dar nu în același fel. Mult mai puțin. Pentru că, în general, comedia veche este o comedie politică și o comedie de actualitate. Aristofan face mișto de contemporani. Avem un drum în infern, bineînțeles, în Paștele, unde evident e vorba de un mit, dar da, e vorba de realitățile timpurilor, de Cleon, de Pericle chiar într-o comedie. Da, de pace, de Alcibiade, miturile erau foarte serioase. Nu puteai să atât de multă comedie, nu, în tragedie. Și ne mai ajută, evident. Uite, chiar mă gândesc să scriu un ghid al teatrului antic, cred că ar fi foarte util. Mai sunt evident tragediile lui Seneca, care au o particularitate, sunt extraordinar de sumbre. Dintre toți autorii de tragedii care ne-au parvenit, Seneca e cel mai deprimant. Cea mai deprimantă piesă din tot teatrul antic este tragedia Tieste, a lui Seneca. Efectiv, îți vine să stai venele după ce citești sau după ce vezi Tieste, da? Pentru că triumfă răul. Da? Evil will always triumph. Da? Este triumful ticălosului absolut. Da? Tiranul abject triumfă. E fabulos. Da? Uite, mă mir că n-au fost actualizări în ultima vreme a acestei tragedii a lui Seneca. Am văzut... Dacă se joacă tragediile lui Seneca. Poate prin Italia, pentru că în Italia mai sunt... Tot teatrul elisabetan este influențat de Seneca, inclusiv Shakespeare. Da? Influența lui Seneca este covârșitoare
în secolul XVII, da? Început de XVII. Și ce mai cred este că e important să citim opera lui filozofică împreună cu opera lui tragică. Pentru că sunt două aspecte ale unei aceleiași gândiri. Practic, Seneca pune partea lui sumbră în tragedii. Da? Eseurile filozofice vorbesc despre viața fericită, despre clemență, despre controlul mâniei, despre virtute. În schimb, tragediile ne arată urâțenia naturii umane, hidoșenia răului din om. Vei face un curs despre Seneca în curând. Mulțumesc că mi-aduci aminte. Într-adevăr, o să fac un curs la începutul lui iunie. Îl reiau, de fapt. Seneca virtuos sau virtuoz al stoicismului? Care e diferența? Care e diferența, da? Pentru că asupra lui Seneca avem încă din antichitate două viziuni radical opuse. Tacit îl vorbește de bine, îl prezintă într-o lumină favorabilă, e o victimă a tiraniei lui Nero și un om care a dus o viață decentă în fond. Sigur, a fost în anturajul unui monstru, dar el nu e vinovat de asta și este un autentic filozof stoic. În și tot așa a fost, l-a educat pe Nero. Da, bun. E cel mai mare eșec pedagogic al tuturor timpurilor. Da? Trebuie spus lucrul ăsta. Cel mai mare eșec pedagogic este cel al lui Seneca. Sigur că mai avem un eșec pedagogic, tot al unui stoic, și anume Marcus Aurelius și Fisul, Commodus. Numai că, totuși, Nero e mai catastrofal decât Commodus. Da? Mai mare catastrofă e... Eu o să spun că epicureii sunt mai buni. Îmi plac mai tare. Adică tu vrei să spui că stoicii o dau în bară mereu când e vorba de educație. O dau în bară. Da, și în deci Tacit scrie la începutul secolului II, un secol mai târziu avem opera impresionantă a lui Cassius Dion, mare om de stat și totodată istoric. Da? Și în istoria romană a lui Cassius Dion, Seneca e prezentat într-o lumină foarte nefavorabilă. E prezentat ca un oportunist, un profitor, intelectualul lui Nero. Da? Așa cum, nu știu, prezintă Antena 3 pe Patapievici sau pe Pleșu, cam așa... Un fel de basist. De fapt, nu e la fel. Nu, pentru că, totuși, Dion Cassius o face cu eleganță și o face în mod inteligent. Adică, nu, Cassius Dion era formidabil. Nu, este un istoric extraordinar, dar e critic la adresa lui Seneca și de aceea această formulare, virtuos sau virtuoz? Pentru că nimeni nu contestă enorma lui virtuozitate stilistică, literară, retorică. Intelectuală. Seneca este un avocat al virtuților stoice. Tatăl lui era profesor de retorică, iar scrierile lui Seneca sunt minunate, sunt de o eleganță extraordinară. Eu spun mereu care este diferența între Epictet și Seneca. Epictet, în manualul lui, este ca un espresso ristretto, dar de la ristretto, ultra ristretto, știi, deci sar dinții când... Stă lingurița dreaptă în cafea. Exact. În timp ce Seneca este stoicismul ca un cappuccino, cu spumă, cu scorțișoară, dar este ca un fel de abate de curte din secolul 17 sau 18 în Franța. Da? Este Seneca de... venea dintr-o familie foarte bună. Seneca, da. Da, era obișnuit cu viața la curte. Trebuia să fie dulce, să știe. Și nu e vorba doar de tatălui. Tatălui era profesor de retorică și ne-a rămas o carte remarcabilă a tatălui lui Seneca. By the way, fratele lui Seneca apare în Faptele Apostolilor. Da? Sfântul Pavel este adus în fața lui Galion. Galion este, de fapt, fratele lui Seneca.
Însă Seneca în tinerețe cunoscuse foarte bine Egiptul, da? Trăise în Egipt câțiva ani, pentru că mătușa lui era căsătorită cu guvernatorul Egiptului, mă rog, prefectul provinciei Egipt, da? Care e una dintre cele mai importante provincii ale Imperiului. Da. Bun, am ajuns la Seneca, am vorbit de multe lucruri, dar noi am pornit de fapt de la mitologie, de la rolul mitologiei de educație. La Seneca e plin de mitologie în tragedii. Da. Și cred că am văzut care sunt capitolele principale sub care putem încadra mitologia în educație. Cred că am dezvoltat un argument destul de convingător că ar trebui să... Sper, noi ne-am convins unul pe altul de ceea ce credeam deja fiecare. Acum să vedem după emisiune în comentarii cât vor fi. Da, sper să nu fie comentarii de genul cei cu flecare și nu mai termină odată. Sper foarte mult că vom primi mesaje de la părinți care își doresc acest lucru pentru copii. Eu sunt convins că sunt mulți părinți care își doresc așa ceva, dar atenție, nu veniți la Casa Paleologu să ne predați plozii dumneavoastră și doar să ne ocupăm de ei, că nu marșăm la așa ceva. Eu cred că trebuie să fie responsabilizați părinții, adică cursurile de mitologie trebuie să se adreseze atât copiilor cât și părinților. De aminte, este o idee în care cred cu toată tăria, și anume că în educație trebuie implicați părinții și că trebuie să gândite cursuri atât pentru părinți cât și pentru copii pe aceleași subiecte, la alte niveluri de înțelegere, pentru că părinții trebuie să fie implicați în acest proces de învățare. Educarea copiilor lor trebuie să fie pentru ei înșiși o învățare, o oportunitate de învățare. Și bineînțeles cu părinții doar în greacă veche și latină. Altfel nu se pot face cursuri de mitologie. Asta mă duce cu gândul la glumele din Cațavencii, da? Cu paleologul care vrea să schimbe plăcuțele străzilor și să fie în greacă și latină. Da? Și știm că așa este. Asta ar fi fost prima măsură. Asta ar fi fost prima măsură. Da, de fapt ar fi foarte bine. Mie îmi place foarte mult în Grecia să mă plimb pur și simplu pe străzi și să văd numele străzilor. Da? Mi se pare că numele străzilor din marile orașe grecești sunt o minunăție. Da? Să vezi Odos Sofocles, Odos Evripides și așa mai departe. E minunat, da? E tot felul de figuri ale istoriei grecești antice. Și apar figurile mitologice, da? Sunt străzi cu nume de eroi din mitologie. Cred că e o stradă Ahile la Atena, dacă nu mă înșel. Sigur, cel mai mult îmi place strada Paleologu, da, evident. Dar avem una și în București. Promit că data viitoare când ajung în Grecia, după ce o să putem călători, voi fi mai atent la numele de străzi. Da, bun, mai am o mare bucurie să văd statuile lui Constantin al XI-lea. Ăla e peste tot cu statui, că așa se întâmplă. Când mori pentru ai tăi, ajungi statuie sau icoană. Există și icoane cu Constantin. Da? E foarte impresionant. Nu știam lucrul ăsta. Deci există tranziție nu numai între istorie și mit, ci între istorie și religie. Între istorie și hagiografie. Da? Și religie. De un personaj istoric care nu a fost canonizat oficial și nici nu o să fie canonizat oficial, dar pietatea populară l-a transformat în martir, da? Pentru că e ultimul împărat, e cel care dispare în mod misterios în mai 1453 și atunci asigur că imaginația populară face din el un sfânt. Da? Da, mă rog, ăsta e deja alt subiect și ar trebui să-l invităm pe Petre Guran să vorbim despre relația dintre istorie și hagiografie în spațiu bizantin și post-bizantin. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul emisiunii, adică cred că chiar ar trebui să încheiem foarte repede.
Până nu ni se închide gura. Poftim? Până nu ni se închide gura. Bine, nu ni se închide gura. Da, și data viitoare avem o promisiune din partea lui Teodor Baconski să vorbim tot despre educație, dar pornind evident de la cartea lui pe această temă și, ca de obicei, vom divaga, pentru că asta este farmecul, cel puțin așa credem noi, farmecul emisiunii noastre, că e liber la divagat. Da? Mai e cumva ceva de adăugat, Răzvan? Cred că am spus ce era important, dar acum să mergem și să citim. Da, te păstrezi pentru diseară, pentru că diseară ai muncă serioasă, da. Eu pot să mă culc. Da. Ai de făcut un curs pe care eu unul îl aștept cu nerăbdare despre Paradisul pierdut al lui John Milton. Da? E o operă absolut fabuloasă. Da? E una dintre marile cărți ale literaturii universale și ale literaturii moderne, în fond. Da? E unul dintre primii mari autori ai modernității. Acestea fiind zise, vă mulțumim tare mult pentru atenție, sper că mai sunt câțiva care ne urmăresc și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, la ora 1, la Radio Guerilla, pentru Metope. La revedere! La revedere! Ce se întâmplă?